Joi 10 martie va rămâne o zi importantă pentru Inspectoratul de Jandarm Județean Hunedoara. În cursul acelei zile au fost operaționalizate 3 noi posturi de jandarmerie montană, respectiv Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Astfel, toate cele 5 cetăți dacice din Munții Orăștiei vor avea asigurată atât respectarea ordinii publice, cât și protejarea patrimoniului acestora. Supravegherea zonei va fi făcută inclusiv aerian, iar colonelul Marius Iosif, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Hunedoara, le transmite celor care nu vin cu gânduri curate la cetățile dacice că vor avea probleme cu jandarmii montani. Cu siguranță este o zi specială la nivelul Inspectoratului de Jandarm Județean Hunedoara. Cu data de astăzi, 10 martie 2022, se operaționalizează încă 3 structuri de jandarmi montane. Astfel, toate cetățile dacice vor beneficia de măsurile de ordine publică, așa cum este normal și cum este firesc. Cu această ocazie reușim să facem ceea ce trebuia să facem de mult, în sensul de a asigura aceste măsuri în toate cele 5 cetăți dacice. Am avut 2 posturi montane, Salmise Getuza și Costești. La Salmise Getuza un proiect reușit, cu eficiență maximă. Iar cel mai important mesaj pe care vreau să-l transmit este faptul că cei care până acum se ocupau de alte lucruri decât să vizeze cetățile dacice vor avea o problemă serioasă cu efectivele de jandarmi prezente în aceste cetăți. Vom folosi tehnica din dotare, așa cum se poate observa, câteva zeci de jandarmi care vor patrula zilnic în aceste cetăți, inclusiv sprijin al unității speciale de aviație de la Calansepeș. Cu data de astăzi, cele 3 posturi care se înființează sunt postul de jandarmi montan Orășteoara de Sus Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Ele vor fi ultimele 3 posturi din această ecuație. Între IJJ Hunedoara și Unitatea Specială de Aviație Caransebeș este o mai veche colaborare. Comandorul Ciprian Rusu, comandantul Unității Aeriene de la Caransebeș, crede că această colaborare fructuoasă va continua și dorește ca în zona cetăților dacice din Munții Orăștiei să nu se întâmple evenimente neplăcute. Am avut o colaborare foarte bună cu jandarmeria, cu Inspectoratul Județean de Jandarmerie Hunedoara. Anul trecut am avut câteva misiuni împreună pe furtul de lemn și supravegherea fondului forestier. Anul ăsta venim cu unitate și suntem alături de colegii noștri cu ocazia deschiderilor celor 3 puncte montane pentru supravegherea siturilor arheologice. Urmează ca în anul viitor, în dotarea unității, să intre un elicopter din generație nouă cu sisteme de supraveghere infraroșu și atunci vom putea colabora mult mai bine. Deocamdată elicopterul care l-avem în dotare nu are acest sistem de supraveghere, dar la nevoie putem apela la elicopterele din cadrul Inspectoratului General de Aviație, având această dotare. Vreau să le urez succes în activitate, vreau să avem o colaborare cel puțin la fel de bună ca până acum și o spun chiar cu mândrie și cu sinceritate treaba asta și să fim feriți de evenimente și să avem liniște, ca să zic așa. Prefectul de Hunedoara, Călin Marian, prezent la ceremonia de deschidere a celor 3 noi posturi montane din Munții Orăștiei, alături de alte oficialități județene și locale, este convins că jandarmii își vor îndeplini misiunile ce le revin și a asigurat pe aceștia de sprijinul instituțiilor pe care le reprezintă. Suntem într-un moment important pentru tot ceea ce înseamnă istoria și civilizația poporului român. Astăzi s-a închis cercul în ceea ce privește buna organizare și buna pază a tot ce înseamnă cetățile dacice din zona Orăștiei. Este vorba despre dumneavoastră, stimați colegi jandarmi, care cu siguranță vă veți da toată silința să vă faceți datoria în ceea ce privește baza și administrarea acestor cetăți. Mă bucur că, începând de astăzi, și aviația specială de la Caransebeș este alături de noi și
toate instituțiile care astăzi sunt prezente, Consiliul Județean, administrațiile publice locale și centrale, vom da mână de la mână și vom încerca să avem grijă de istoria noastră, de patrimoniul nostru, de tot ceea ce ne reprezintă ca și stat românesc. Pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin, jandarmii Montani Hunedoreni dispun de pregătire specifică și de toate dotările necesare intervenției pe cale pedestră, aeriană sau auto, pentru monitorizarea și paza perimetrului cetăților care fac parte din lista Patrimoniului Mondial UNESCO.